Poziția numărul 682 din 21-1-2016, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei de Pace Mare de Tubacău, pentru data 23-11-2016, ora 10. Consiliul Local al Comunei de Pace Mare de Tubacău se convocă în ședința ordinară ziua 23-11-2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer a rețelei electrice de gaz tensiune pentru alimentare, locuințe sat, localitatea Nevoiești, a prețului și contractului aferent. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu și a unei diplome de fidelitate cuplurilor din Comuna de Pace Mare care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Și 3. Diverse. 9. A mai fost trecut în convocare și proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor pentru anul 2017, dar conform legii, acest proiect trebuie să stea în dezbatere publică timp de 10 zile și după aia noi o să-l discutăm și după aia îl supunem atenției cetățenilor și după 10 zile o să putem să dea hotărâre de aprobare. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de transfer a rețelei electrice de joasă tensiune pentru alimentare locuințe în localitatea Nevoiești, a prețului și contractului aferent. Domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii 273/2006, modificată, modificată și completată privind finanțele publice locale, prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, luând în considerare necesitatea asigurării unor condiții civilizate de viață a locuitorilor din Comuna Ștefan cel Mare, luând în considerare faptul că administrația publică locală trebuie să asigure utilitățile necesare traiului decent tuturor contribuabililor din comună, luând în considerare că noua rețea va trebui predată operatorului de distribuție a energiei electrice SCE ON Distribuție România SA în vederea conectării la rețeaua de energie electrică, având în vedere că la finalizarea lucrărilor se va încheia un proces verbal de predare primirea obiectivului comodatului, care va constitui anexă 1 la contractul de comodat, propus pe dezbatere și aprobare Consiliului Local la Comuna Ștefan cel Mare, proiect de hotărâre în formă prezentată. Deci, cum bine știți, la ședința anterioară am vorbit de aprobarea indicatorilor a investiții și a indicatorilor tehnico-economici. Acum trebuie să facem și să dăm o hotărâre de Consiliul Local pentru predarea aceste investiții către EON, că nu poate să stea în administrarea noastră. Deci e vorba de acel traseu de... Da, aici, acolo. Acolo, da. Dacă cineva vrea să intervine pe acest subiect, să punem la vădere, nu? Dacă este cineva, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cum ajunge? Trecem la contribuie, nu? Expunerea proiectului de hotărâre privind acordarea premiilor și diplomelor de fidelitate cuplurilor din Comuna Ștefan cel Mare care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. În această perioadă, pe adresa primăriei, au sosit mai multe cereri din partea cetățenilor care solicită acordarea diplomelor de fidelitate și a unor premii în bani cuplurilor ajunse la 50 de ani de căsnicie. Acțiunea este una de interes deosebit pentru comunitate și consider că trebuie să aibă un caracter permanent pentru a dovedi recunoștință față de persoanele ajunse la o vârstă foarte înaintată, care au dovedit dragoste, respect și durabilitate. Actele necesare în vederea acordării diplomelor și premiilor în bani trebuie să fie cereri, copii după actele de identitate, copii după certificat de căsătorie. În considerarea celor spuse mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, prezent proiect de hotărâre și o să vă citesc și un tabel cu persoanele care au depus cerere pentru acordarea acestor premii și diplome de fidelitate. Avem Ierimia Gheorghe cu Jipa Ileana Radeana,
Ignat Anton cu Nedelea Ileana, Butinaș. Spenchiu Petru cu Sasu Emilia, Negoiești. Jipa Gheorghe cu Urdea Elena, Viișoara. Oancea Vasile cu Iacob Melanie, Viișoara. Sandu Alecu cu Coșa Paulina, Bogdana. Ciceu Petre cu Vechiu Marița, Viișoara. Marin Neculai cu Negoiță Maria, Bogdana. Irimia Neculai cu Tătaru Mariana, Bogdana. Ghiub Gheorghe cu Tăbăcaru Elisabeta, Radiana. Pașcu Mihai cu Lazar Maria, Viișoara. Și Preda Vasile cu Dobotaru Maria, Butinaș. Eu nu strec. Aveam ca avea. Regnați cu cerere. Lista este deschisă. Domnul primar, sunt o întrebare. Sunt doar persoane care sunt încă doi sau care... Da, 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 da. Era pe timpul, era pe timpul când la fidelitate. Dacă nu s-a mai recăsătorit, asta am întrebat. Era cupluri. A, înțeles. Pe timpul nu pune. Ba da, o fie scump. Înainte. Da, da, ce n-ai dat? M-am trebuit să-ți dea așa la vreodată, ca jumătate. Dacă dorește cineva să mai adreseze întrebări? Da. Când se acordă premiul ăsta? Am zis să vedem, s-ar putea să fie o serbare la școală pe data de 30, de Sfântul Andrei. Chiar dacă o să fim liberi în ziua respectivă. Și dacă este serbare, a zis, atunci se-i chemă. Și dacă și terminăm căminul cultural, depinde și de... Dacă nu, eu zic să terminăm căminul cultural. Și împreună cu toți consilierii, aceste premii nu-s date de plasii. Deci se aprobă de Consiliul Local. Eu am făcut propunerea și Consiliul Local aprobă sau nu aprobă. Și deci acești bani se dau din bugetul local, nu se dau din buzunarul lui Vlasic. Dacă dădea Vlasic din buzunarul lui, făcea ce nu mai îi aducea la cunoștință Consiliul Local, făcea ce voia el. Așa, v-aș invita... Era să-i dați de sărbători. Acum, ca să fim foarte sincer... Cam de sărbători vii. Poftim noi. Păi nu, ziceam pe 30, sincer, dacă era... Sincer, sună campanie electorală, deci are iz electoral. Ca să fim foarte deschiși. Da, acum oricum 12 familii, oricum 12 familii... Gestul. Da. Dumneavoastră faceți cum doriți. Da. Problema era, după 11 era cel mai corect. Nu putea să spun absolut. Deci, de parte de mine, gândul de a mă împotrivi aceste chestiuni. Deci, poveste. Dar așa ar fi fost corect. Premiile astea s-au dat în fiecare, deci, fiecare an. Deci, cred că vă exprimare greșită. Așa ar fi fost corect. Eu încă n-am hotărât ziua. Deci așa ar fi corect. Dar nu că așa ar fi fost corect. Dar e legat de cămin. Deci pare că e legat de ție. Da, dar noi am mai discutat chestia asta. Da, s-a mai discutat și la alte ședințe. Dacă o să fie serbare și căminul o să fie disponibil, să-i chemăm și la serbare și după serbare, într-un cadru cât de cât festiv, să le dăm aceste diplome. Dar și un argument pentru care tindem să facem, adică am zis noi că facem undeva pe data de 30, se datorează faptului că ansamblu folcloric vor să facă cu date la pe data de 30, de Sfântul Andrei, așa au hotărât, vor să facă o serbare cu date de sărbători, cu absolut tot. Și am zis să legăm, dacă e gata căminul cultural, să legăm una cu alta. Dar chiar nu... Și eu v-am invitat pe ceilalți consilieri, ca să nu pară chiar la campanie electorală. Deci și ceilalți consilieri să fie... Da, a fost o părere și nu trebuie să deranjeze pe nimeni. Nu, 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 nici. Deci cei care îi mai știm trebuie să facă cerere, nu? Și copii după certificat de căsătorie. Da. Da. S-au verificat actele la primărie, numai așa da. Păi, dar nu, n-am verificat actele de la primărie. Da. Noi avem tabelul ăsta, este cu cei care au depus cereri. Sigur, da. Probabil din certificatul de căsătorie, acum era bine, era bine să fie... Acolo există care sunt. Dar poate o să căsătorie și așa ceva. Acum știi care e treaba, neanicule? Ce și nu-ți se dă? Dacă nu ceri. Deci nu poți să-i dai.
Nu poți să-i dai. Poate nu știu unde. Poate e vreun pupul mai. Nu, certificatul de căsătorie și buletinele. Acolo apare, data căsătoriei e clară, deci lui. Da. Poate tu căsătorii la Bucurșa. Da, dar și buletinele. Și da, că poate să fie căsătorit și în altă parte. Da, da, așa, și poate nu știu. Păi da, dar e căsătorit în altă parte și nu este evidența la noi. Nu este la starea civilă aici. Păi nu e la noi în registru de căsătorie. Păi și aia. Sigur că da. Dacă au domiciliu aici. Au domiciliu. Da. Da. Deci ei poate să fie făcut colonia civilă în altă parte. Da, da, da. Dacă au domiciliu aici, primesc. Dar mă gândesc oricum ei să anunță între ei, să știu. Nu, acum, dumneavoastră tot știți destul de bine, că practic asta o avem de câțiva ani. Dacă cineva anul ăsta împlinește 50 de ani și nu veni să facă cerere, asta nu înseamnă că la anul pierde. Deci nu poate să primească cel care are 49 de ani de căsnicie. Dacă are 52 de ani de căsnicie, poate să ia, dacă nu o luat niciodată. Domnul. Okay. Mai dorește cineva să mai completeze sau bună numărire ceva? Domnul președinte. Da. Nu, dar am vrut să fac întreba din punctul meu de vedere. Deci până acum, cum s-a văzut, deci familia respectivă sau membru al familiei care n-a decedat. Deci a aplicat varianta asta? Da. 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 A rămas, a rămas la cei care sunt cuplu, în viață. Cuplu, familie. Da. Dar cei care fac 25 nu poate beneficia de măcar jumătate? De aprecierile noastre. Poate beneficia de aprecierile noastre. Și, mă rog, un cuplu care a scăpat acolo și m-a întrebat și de sumă. Kenciu Ștefan. Kenciu Ștefan are timp să vină dacă... Suma este de 50 de lei, 500 de lei. Am zis, înainte erau mai puțini, că erau mai mulți. Da, da. Acum fiind mai puțini persoane... Am înțeles. Dar să-i gândi știu treaba asta? Da, da. Că la ei să-i zic. N-am ce cifră. Mă gândeam că ele la 12 ani, la 60 de ani, trebuia să fie 50 de ei. Da. Mariano, a pus întrebarea asta că acum puțin mai ajung la 25 de ani. Deci marea majoritate, 10, 15 și gata, hai, nu poți repede. Era despre văzători. Eu iau mai nici. Trebuie să ai grijă. Dacă mai dorește cineva să mai intervină sau vă nelămurite ceva? La vot. Supunem la vot punctul 2. Cine este pentru acordarea acestui premiu? Toți. Majoritate. Să abține cineva împotrivă, mă rog. Următorul punct, diverse, nu? Diverse. Și aici putem discuta și despre... Diverse. Despre diverse. Despre diverse. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul. Haideți să lămânem problema cu apă la Rădeana, cu contract. Ei vin și cer... Ei vin la mine acum când e oblită apă. Păi, cum cereți ceva care voi n-aveți nicio... N-aveți contract, deci primăria câteodată n-are nicio obligație. Chiar dacă nu au nu, contract, dar... nu trebuie să-i da. Fim așa de radical. Deci chiar dacă nu au, e un drept al lor să beneficieze. Dar vă spun eu de ce e oprită apa. Mi se cază într-o formă. M-a anunțat Stanciu azi dimineață și am vorbit cu directorul PAP. De la Alcolie, da, și au zis că trebuie echipă să vadă despre ce vorbim. Hidroforul, da. La Vișura, Rădeana, este și pe bază de hidrofor. Deci partea de jos a satului, de la școală, partea de jos, este prin cădere liberă și partea de sus este prin hidrofor. Care e la școală. Care e la școală. Care e la școală hidroforul, da. Și chiar lângă rezervorul de stocare. Păi, și asta-i treaba, s-a stricat hidroforul. Deci nu e... Acolo au bazin cu apă și au două pompi care... Au hidrofor, domnule. Au pompi submersibile. Au... Deci la Rădeana este un bazin de 10 metri cubi. Nu acolo. A, în sus, la școală. A, la școală. Păi, dar alea două pompi de jos, din bazinul de 10 metri. Alimentează vasele. Așa, alimentează vasele. Și din vas. Pleacă prin cădere liberă, partea de jos asta, nu poate să ducă la deal, apa nu curge la deal, capul ei. Și nu e nevoie fizică. Da. Și numai pe bază de hidrofor. Și-i stricat hidroforul. Nu m-au unul.
Problema este că acel domn, cum îl cheamă? Stanciu. Doamna, el se ocupă de rețeaua nouă, am înțeles, nu? Foarte frecvent de rețeaua veche, că mai sunt care se racordează la rețeaua veche. Foarte frecvent se duce și întrerupe. El să-și vadă de treaba lui. Nu. Haideți să vă spun acum. Deja lumea... Păi nu, că aici, aici oamenii din Lădeana au procedat greșit. Au fost rău intenționați. Deci, nu toți. Deci cine au făcut, cine au făcut treaba? Nu numai din intenție, poate n-au știut. Au cuprat rețeaua veche cu rețeaua nouă. În momentul când, în momentul când o să funcționeze cu apometrii, să plătească, consumul ăla din rețeaua veche nu este înregistrat nicăieri, este plecarea din rezervor de 50 de tone, să zic, și în apometrii o să citești 20-30 de tone. Trebuia verificat când s-au făcut toate astea, nu îi dai voie să-și facă. Uite, ca să-i mulțumim, să-i mulțumim lui Romică Marin și lui Titi Dohotaru, consilierii celebri care au bulversat activitatea de branșari la Rădeana, acum vreo 2 ani, 3 ani, când, când începusem cu o firmă. Așa, și i-au alungat pe ea și după aia au făcut branșamente care cum au vrut. Să-ți care cum a vrut o făcut branșamente? Și dacă nu a avut niciun control, ce o zic? Băi, ia să-i cumpăr lângă rețeaua. Hai să ne țăgăm așa rețeaua vechi. Păi, domnul primar, faceți o decizie, o comisie care să meargă să verifice chestia. Da, dar acum trebuie să știi unii ca să săpi. Nu. Nu a făcut acolo. Vă spune ce a făcut. În zona apometrelor trebuie să fie. Domnul proiector, eu spun exact ce a făcut. El a venit cu apa nouă, cu apa veche, mergea la el în casă, din locul de la apometru, printr-o țeamă. El a venit cu apa nouă până aici și aici o dat-o și pe aia nouă în aia, ca să nu mai facă două intrări în casă. Circuite de la aici trebuiau supape de sens. Deci că apa să nu se ducă înapoi și robinet de separație. Ei l-au lăsat așa și când deschide, dacă s-a mângâi robinezi deschiși, apa, asta nouă fiind presiunea mai mare, o împinge pe cealaltă. Deci este în detrimentul lor. Dar în varianta în care nu este apă... Dacă el se alimentează, el spune, doamne, am și apă nouă, am și apă veche. El se alimentează din aia veche, spune că să nu plătească. Da. N-aia nouă. Deci, se alimentează din aia veche, ca să nu plătească pe asta nouă, că nu o să plătească. Că nu o să plătească. Atunci nu-i consum din asta nou? Nu. Când el îi dă drumul la robinet pe aia veche? Păi nu, dar apometrul îl pune înainte de... Deci sunt cu două rețele de apă. Am apometru aici, am apometru... Păi nu, unde îl pune? Mai aia îi dau un... Unde e pus acum, că noi vorbim și unul făcut. Dar eu știu unde e pus. Păi eu asta te întreb. El dacă acum îi dă drumul la rețeaua veche, nu consumă din asta nouă? Bă, da. Păi... Chiar e comunic. Păi vrea să-i facă mai pas. În legat cu... Nu, doamne, trebuia destul de gândit. Separat rețeaua veche, separat rețeaua nouă. Asta trebuie. La Cutinașul mai separat. Dar la Cutinașul mai același... Da, la Cutinașul nu, că la Cutinașul a făcut un singur om, a făcut. Da, și nu s-o mai legat la aia veche. Merge numai aia nouă și numai... Da, că aia veche nu mai... Domnilor. Dar nu știu cât o să mai meargă și asta veche la Rădea. La Rădea mai zis, la tipul în poartă și la Nea Nicolae Savin. Acolo trebuie izolat toate. Tot mai la îmbrânat, tot drumul cealaltă. Discutăm... Păi dacă iese pe sub asfalt, aia o oprim noi de jos. Până își remediază, că ei trebuie să-și remedieze, oamenii. N-avem noi treabă. Este loc, faptul că nu-i turnat asfalt acolo în colțul la Tante Maria în Nedelea și așa, la Ciubotar, deci acolo se poate interveni. Și se izolează. Se izolează aripa care se duce spre încolo. Bun, eu o izolez, o mai, pot să o mai izolez odată la Nicușor, la Chirales, la Aurel, la Chirales, în, așa. Da. Bun, dar dacă ea între astea două comunic, eu știu dacă comunic la cineva, ea trece din aia nouă, trece din aia veche și tot curge apa acolo. Domnul primar, dacă îmi permiteți, o să câteva secunde. Sunt două probleme. Dar noi putem depista, eu nu am un pic, m-am gândit acum. Putem depista, doamne. Închidem apa veche. Da, sigur, da. Și după aia merge la, din casă în casă la fiecare corect, probleme. Corect, corect. Și până atunci nu. Că ce se întâmplă, domnul primar? Are de pierdut și omul, dar și... Omul n-are de pierdut. Omul n-are de pierdut. Da? Ia uitați-vă la mine. Eu am două circuite. Circuitul vechi și nou, da? Exact. Și le-am, am doi robineți. Deci câți bătrâni sunt? Cei mai mulți sunt bătrâni? Da, nu contează. Mă rog. Ei, robinetul meu fiind deschis amândouă, da? Vine apa și mi-o ia înapoi, din apa nouă,
că e presiunea mai mare, prin apa veche și vine și varsă jos aici la canal. Ați înțeles? Iar apa merge... Da, dar Matale nu pierde nimic. Păi nu pierde, dar să... Nu pierde nimic. Plătești 2 metri cu cât are și stat apa medută. Da, și să-l plătești degeaba că-l arunci la canal. El trebuie să înțeleagă că nu se poate așa. Și ce trebuie? Conducta vechi, la presiunea cei... Sigur că nu. Nu, cu la 3 bar. Eu ce iau... Aia veche? Ce iau... Aia nu. Și asta veche? Jur de 2 bar. Nu, dar acolo, da, dar e aia veche, e tot din asta, din politul din ăsta? Nu, metal. E din 70, e țeavă. E țeavă, dar... Țeavă din 26. E clar, e mai ușor. E țeavă, dar branșamentul omului, cred că... De o jumătate și cred că e din asta, carbonizat. Tot metal. Și nu-i pognește lui aia. Nu, nu, poate nu, să fie din atmosferă. A fost făcută treaba la vremea ce ai dată cu smoală, cu... Nu-i pognește, nu-i pognește lui țeava cu presiunea de la apa nouă. Da, au fost locuri unde s-o crăbat. Nu, o să fie probleme mari din partea distribuitor, acolo sunt pierdere. Sigur, acolo, da. A spus, asta este, apare de la rezervoare, pleacă 50 de tone și pe traseu vezi că e consum de 30, unii 20 nu s-a dus. Și tot omul plătește. Nu plătești. Nu plătești. Nu plătești. Nu plătești, că trai la apoi. Atunci firma o să vină din aproape. Nu, când o să fie și apa nouă condorizată, atunci o să plătească apa, că ea nu se duce undeva. Deci, ori aia nouă deși ne-a legat. Plătește 50 taxa la apele române pentru 50 de tone și încasează pentru 20 sau 30 de tone. E posibil că asta cu presiune mai mare să o împingă pe aia care e și atunci apa veche o să plătească mai puțin decât apa nouă, că ea o să vină pe partea cealaltă. De asta trebuie să... Supabilizezi, ca să nu mai se întoarcă apa înapoi, să plătești. Mai bine cum a spus domnul primar, oprite aia și văzut care are. Sigur că da. În momentul când se va face contract, eu cred că se va trece din casă în casă, din gospodărie în gospodărie. Să-i face contract individual, așa, să citește acum metru, acum metru. Asta e, nu trebuie să mă scade. Păi și se vede diferența între țeaua nouă și țeaua nouă. Dar dacă el are apometru, la intrare pe rețeaua nouă, poate să-și face circuitul care îl vrea. El înregistrează apometrul exact. Nu, apometrul trebuie sigilat și atunci nu se mai poate face nimic. Domnul președinte, teoretic. Eu bine, vezi, frate, am plătit apă care se pierde. Bun, teoretic, dar sigilează. Bine, poți să plătești apă care se pierde. Nu, apa aia, știți ce... Păi nu mai vorbesc că plătești, ce se înregistrează în apometru? Dacă e pierderea în curte la tine, normal. Dacă ai o gaură în conductă după apometru, îi pierde și o plătești. Eu să-l chemați pe domnul Bontă la o ședință, că să spun așa, puneți mai să-mi pierde și nu face nimic. No. Păi știți de ce? Nu, nu, nu. Gabi, nu, Gabi are dreptate. Pierde-l-i binecuiești. Nici nu-l interesează. Pierde-l-i binecuiești. Nu, nu-l băneseacă și Băudanu. Nu, acolo ia măsuri, că acolo e contorizat. Dar din coace la Negoiești, nu consumă energie, nu trece prin apometru general. Bun, dar de ce nu reglează? Deci, nu este un control la pierderi, la consum. Am înțeles. Contorizat? Este control. A trebuit la pierderi, dar dincolo pe Bogdana și pe Ștefan cel Mare, au control și la pierderi. Proprietarul are control și asupra pierderilor, cum ați mai înainte. Din vas pleacă 50 de metri cub de apă, atât i-a înregistrat controlul, la abonat s-au dus 20, să zicem. Deci prezii s-au pierdut. Dar la Negoiești nu poate să fac controlul ăsta. Nu are control general. Nu trece prin controlul general și nici nu trebuie, nu se bagă cu pompele. Și atunci proprietarul face următoare treabă. Dacă e 3 lei metru cub și el vede că are pierdut și domnul Mărân face 2,50 sau 3,50, domnul Bunare, mergi să te pinsați, nu are spiede, nu în casă, nu în gospodarea omului. Dar nu am zis de casă, dar nu am zis de casă, nu am zis de casă. Nu-i treaba noastră. Dacă tot ce e în afară, în spate de la apometru, e domnul contează, nu ai tu treabă. Ce-i de la apometru încolo, ca proprietar? Iar ce e înainte de apometru, e proprietarul. Nu, 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 proprietarul de apă. Ar trebui chemat și la o ședință să-și facă treaba, să-și verifice toate instalații. Așa e, domnule. Vine numai să ia banul, aia ce-i? N-a dus chitanța? Nu, mă scuzați, domnul președinte. Era domnul Valeriu Matescu, că nu trebuie să facă serviciu. N-a venit cu omul ăsta, că e mai tânăr. Dar, din păcate, cam atâta se lucrează. Cam atâta poate, sau nu știu. Mă mai fi, domnule. Atâta știe. Sau atâta știe, dar tu. Valeru e și consilier, și de la... Eu am spus altceva, i-am spus în timp, nu, nu că-l lau, doamne ferește, am spus altceva. Costică-i cu Aldea acum, vezi că te spune
Cine? Cu scrisul. Da, bă, și cu spune, dar să ne vorbim, dar nu am avut probleme cu el, dar ce dacă e lângă mine? Care-i problema? Dar bă, ce dacă e realitate? Dar să el, tot la mine mi-a pus contoarul și acum mi s-a înfundat. A venit no. Toate răzăliile de sus, că sunt capete. Are sit în față. Fiecare cum se racordează să duci și panul ăla, băi, ce voi să că nu mai merge. E, nu merge, merge. Când mă desfacem în față? Păi zic, eu n-am sigilul, rupi eu tu. Că el mi-au sigilat. Păi, el își pune, da. Și, bă, dați-l lasă acum, că nu o fi să facem contractul. O găsul nu mai știu când de la intrat. Domnul Valeriu, da, o întrebare. El n-are nicio treabă cu rețeaua. Domnul primar, eu dacă n-am umblat la contoar, nu-i cazul meu. Lasul la, ce nu vreau să dau, nu-mi n-are niciun rost. Sunt câteva persoane. N-am umblat la contoar. Îi las sigilat, să-l dat. S-o defectat. La lumină, mi-l schimbă și n-am treabă. Eu ce vin am? Păi nu, nu-i din vina, e adevărat. Așa. Da. El are ce de ce să așa-i făcut contractul. Așa-i făcut. Îl fac eu fără de la mă leg, mă șterg la mea ceasă par. În cazul ăsta, poate să vină proprietarul, consumă 100 de metri. Păi da, nu știu. Dar nu știu cum să lucrează. Nu știu ce ești aia 100 de metri. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Iei ea pe metru, iei ea pe metru, îi pui dop. Dar ce le-a luat? E meu. Nu e meu, nu-l luat de aici. Deci e chestia care sunt. Cine stă la apartamentul în oraș, știe foarte clar că asociația ți impune să schimbi la un număr de apartamente. Dacă n-ai verificat, te obligă să... Nu fac eu asta, că discutăm acum de probleme care nu ne aparțin nouă. Asta sunt de contracte. Da. Deci trebuie citit contractul. Vezi ce spune contractul. Știu, eu zic că trebuie chemat la o ședință să vorbim. Nu, ce bine să am, nu ai, Iurea, nu, bă, da, să stai la primul punct. Știu, un 10 minute, jumătate de oră, să stai de vorbă cu noi. Da. Pot să ne-am cerut pe misiunea. E diversă. Domnul primar, ceva luni mai înainte, de a se întâmpla cu mine accidentul, mai mulți oameni să folosesc urița aia de la Nenea Ion Mihalea. Dumnezeu să-l ierte. Adică animale pe acolo, dar nu numai animale. Sunt niște copii, sunt trei case acolo, la care au doi copii care merg la școală. Este piatră de acolo, din râul acolo, la 10 metri. Se spune că e un noroi extraordinar de mare. Apa nu are cădere. Ați înțeles ca să iasă? Băltește. Și băltește acolo tot timpul. Se spune câteva... Unde? Da, la Nea Ion Mihalea, aici unde e și magazinul, nu mai zic. Așa e. Da, așa da, la Anclaru. Între dincolo de Anclaru așa, și... Așa, așa. În cap ce da, în cap, în cap... Păi nu, da, cu buldul, cu buldul, luăm din si, până dincolo. Asta zice exact pe acolo și este balast, m-am uitat, este balast acolo. Da, dar în părul găsim noi. În părul, da. Și încă un lucru, deci sediul grădiniții nu mai este sediul grădiniții, este altceva. Și pentru că nu are unde ieși și la urmă urmă trebuie să-l credem, Felici, chiar și-a făcut drum prin ăla, prin curtea ăla, urmgardul ăla de acolo, partea e la dispoziția lui și sigur să mai dispară de pe acolo câte ceva, mă rog. Și de ce trebuie să-l și credem? Nu, el nu are mare cum de călupt, a apărut malul ăla, știți, acolo. De asta zic. Și el se folosește de chestia da. Ca să circulă. Nu, asta mi-a și zis, măi, nu mă mai zic, că folosești cu urca și de păi, cum se trec? Și n-am știut să iasă. Da. Într-adevăr, malul la părul atâta e mare, n-are cum să trec, să intre în părul. N-are cum să iasă. Dar am mai discutat subiectul ăsta. Da, da. Măcar atât. Acum, cum să spun, dar pe el, el caută și el anumite mijloace să iasă. Să extindă la da, de n-am știut să-i răspunde cum să iese. Nu știu. Da. Era... Trebuie să vă întreb ceva. Adică să-i dai, răspuns pentru o întrebare. Știu. Dar nu s-a făcut casa acolo, pe unde...
Așa e. Unde s-a venit? Dacă ne asta? Uităm în nicio hartă, nu este drum acolo la pârâu. Și acolo e pârâu. Așa este. Da. Și apropo de posibilitate, el are foarte bună legătură ca să iasă spre Bertălan. Știți varianta Bertălan. Doar din malul ăla să nu Șanțura pe dâm trebuie făcut neapărat curățat, măcar curățat betonul, nu se mai poate acum că nu mai e timp, pentru că e păcat de sortul care n-am băgat duce la vare. E la un locul la vare. E la un locul la vare. Exact. Trebuie betonat acolo. Dar nu mai e timp. Acum Cătălin nu mai e timp. Dar în primăvară nu e apărat. Bine, dar măcar curățat acum. Știu, să vede, că tot să surbă, să surbă. Dacă s-ar mai putea ceva băga, eu știu, la deal, că de case mai sunt danciu, nu mai e, mă rog, chiar dacă e palmul și cu lumea zice, n-ar fi, nu chiar urgență, dar trebuie. Și rugăminte mare că am și-o vreo 50 de ani și după tata mai urmez, facem ceva la drumul la biserică, e jale mare și tot plouă și dacă s-ar putea. Aici e mai, aici e cu paranteză, cum vezi dumneavoastră. Nu cu asta drumul, să mai băgăm ceva. Dar Cătălin spunea când am fost la hram să punem balaș. Nu știu dacă e indicat balașul. A spune un plou acum, cum e moale. Ceva magadan mai mare, ala stasează și cum băga balastul. Sortul, într-adevăr, se duce la vară, plouă, dar balast iar rău îl facem, iar se duce. Asfaltul nu-i bun? Da, până la asfalt. Știu, dar știu că e băgat. A mai fost și o plăcere din a fost acum ultima perioadă. Da, dar acum pot să vă spun că e și aprobat proiectul nostru. Da, dar acum cât e iarna asta, eu știu. Din 41 de proiecte pe plan național, suntem pe locul 15. Știu, domnul primar, dar cum a mai fost? Pe ulițe. Cum a mai fost cu Radeana? 4 comuni din județul Bacău. Nu, dar cum ai văzut cu Radeana până la... Deci e aprobat, de acum trebuie să intrăm în procedura de proiectare, licitație... Da, dar va mai dura. Și cum a văzut cu Radeana până la asfalt, s-a pus balas, poate putem face... O leagă așa, nu suntem noi mulți în oreașa cu oare. Iar meritați felicitați, sincer. Vis-a-vis de... Așteptăm raportul de selecție și pentru grădiniță. Pentru grădiniță, da, da. Și să văd tu patru bate favoroare. Sunt Cătălin Canton, iar trebuie de sfânta șanțul ăla neapărat. Ai văzut? Ia drumul, dar oamenii au scos mult din case, când a fost tata inundația mare. Da, știu că ia drumul lor, dar băi, doar e undeva, e lovin. Da. Trebuie făcut ceva cu bulul ăsta neapărat, să putem... Să avem om, pe asta de la Gutinaș și mai dăm ceva din buzunar. E roș de el, hai, poți să fie. Poate de la Gutinaș a lucrat cu fratele meu la Răcăciun, la Cleja acolo. A stat, i-a dat un tun la motorină și a plecat. Nu, că la noi nu poți dea tun, noi loc de 20 de pietre. Nu, dar nu-i vorba de asta, până la lucrează un scurs singură persoană, nu-i bază cu el să... Aia, una de lucrat cu tun. De mână. Diferență, aici e problema. Domnul primar, mai am și eu o întrebare cu mai mult. Canalul de la pod, la vale, până la Trotuș, am înțeles că este a CFR-ului. Eu când am avut... Nu. Este canalul Rădene, nu? Da. Nu. Eu am o act... CFR-ul ce treabă, are canal. Eu am un act de la secție Ielțin Stârbogna, în 2000, cu Simeon Tomovici, când m-am judecat atunci, nu știu ce, i-am dat banul, în care mi-a dat schema canalului, 10 metri de protecție pe o parte și a zis femeia din mofti de la Târgovnea. Dom'le, canalul ăsta este a nostru, a CFR-ului. Este expropiat, oamenii și-au luat banii. Acum, în 2010, eu am fost inundat. Am fost asigurat, m-am luat asigurări și mi-a dat o freză. Dar te-au luat de tot?
mai ai ceva în casă? Păi mai am perete, ce mai am rând, nu mai am nimic. N-avem bani. Ești asigurare. În 2012 eu făceam glume cu moșul ăsta pe acolo. Moșule, dumneavoastră să fii moș, pe mine se bea maudă. E dracu, în 2012 tot pe mine m-a inundat. M-a inundat din șoseaua națională, cum m-a înălțat umbrărescul. Șoseaua, pe țeava care se scurge apa din bucată, vine apa. Când deschid ușa în casă, pui erau sub sobă, de curcă toți morți, că intra seapă. În 2016, cu anul ăsta, iar m-a inundat, dar cum m-a inundat acum? Am făcut-o în zid acolo, ca zidul zid la Berlin. Dracii ăștia de șobolanși cu câte, a făcut gaură pe sub zidul ăla și când mă duc în grădină, grădina mea plină de apă. Acum ce are acolo, la aveți băieții ăștia de la ajutorul social, să curățăm canalul. Domnul Reileanu, când am fost atunci inundat, a fost. Curățat o parte a voi. O crescut înapoi, din 2010, copaci, copaci. Pune prin spatele ma ta? În spatele meu până la pod. Și mai este o problemă acolo, tot dumneavoastră te s-a discutat cu cei de la Alconier, inginerul Zaharia, când a făcut atunci, eu am lucrat cu el la drumuri forestiere și i-am zis, domnul inginer, mai puneți un gabion aici, chiar lângă Lucian acolo, apa dacă vine mare, o ia pe drum. Iar vine până în jderul ăla. S-a colmatat sub până. S-a lăsat sau acolo se vine și toate pe tot. În șosea. Din cauza depunerilor în aval. Știu, dar nu a ieșit. Așa. Da. Deci de la ajutorul social îi puteți acum, acum când nu înfrunză copacii, să tai săcile și le... Eu am să încerc să adun niște bani, dacă nu depinde mea. Eu, 2 milioane motorină, îmi dați într-o zăbul, după care îmi fac aici o leacă, aici o leacă, apa când a venit, face ea loc. Multe trebuie într-adevăr. Că e îngustat, e îngustat tare acolo. Sunt copaci crescut pe centru. Motorină spotilor la Burgă, nu putem plăti șoferul. Nu am zis. Și motorină, e atunci când în situații de urgență, că băgăm pe situații de urgență. Anul ăsta la Gheorghiță cu Țătaru i-a băgat apa mie cea. Pe acolo, eu am vorbit atunci să fi băgat 2-3 rabi de la Alconier. Și blocat drumul acolo. Toată șoseaua a venit, la Mihalea, la Farca și la... Salut, Gabi. Ia pentru mâine, mai aveți la ajutorul social? Aveți? Canalul ăla de la Rădeana, de la pod de la Rădeana, înspre șosea. Pe spate, pe la Ecoboaie, la Ilea Costic Celaru. Dar la mine n-are ce tăia sus. La mine l-am lărgit eu. Așa. Să curi, să defrișeze tot canalul ăla. Și după aia băgăm, după aia băgăm de la vale, de... în Sânchimic. La curățat. Ca să-l putem decolmata. Dar luna viitoare, dacă o să fie mai rău, adi acum pentru luna viitoare. Și îi spui că îi lăsăm acasă de sărbători. Da, păi eu sunt ședință. Da. Da. Alte probleme? Vreau să mai intervin cineva? Eu aș vrea să vă spun cu lumina. De sărbători acum să mai completează becul. Da. Adică becul le arse, nu? Da, da. Mai vreți să lămpi? Unde e mai săptămână. La Vișoara? Da, a fost la Vișoara. La Vișoara. La Vișoara. La Vișoara. La Vișoara. Dacă nu e cineva cu ei de-a grunt, să-ți uiți cineva. Nu știu. Da, noi o... Apoi, doamne, aici s-a băgat becuri acum, de ce? Da. Și că apoi de-a reparat lumina, dar când i-a spus cu ăsta, unde e eu, a spus că n-are becuri. Nu, undeva, nu. Ei se duc, aprinde luminatul și verifică. Da, dar dacă nu și notă la unii e țar și nu sunt așa, ni trezim cu altul, să ardă în altă parte și să știm exact. Nu, nu, nu.
Dar, dacă o schimba sau eu o să iei în drum să ia legătura cu consilierul de sat. Da, și eu mai vine și eu. Da, da. O să facem, o să facem. Și vedeam și câte pieturi. Așa, așa, facem acum. O la amplă cu tinașa? Așa și eu, favoare. Ai mei stau pe ulița, are 150 de metri ulița aia și tocmai în capăt la curte. La stradă nu este niciun bec, pe uliță e tocmai. Nu s-ar putea pune o lampă, e așa de complicat să pune o lampă la... Vezi dacă... Da. Da? Da. Sunt chiar în Caringoz, la Petrică, la... Mai pe uliță încolo. Da, aici, mai... la care e la voi în poartă. Nu, dar până acolo mai sunt trei stâlpi, tata. Ăsta e al patrulea de la poartă. Trebuie să ai un fir din urmă. Sigur, am. Mulți intermediar. Intermediar, da. Da, da, este fiel de iluminat. Da, 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 la ultimul stâlp este și iezi. Îi pui două lăbi. Dacă da, unul da, unul e perfect. Da. Îi pui unul chiar la intrare, la uliță. La, la uliță, la chiar la intrare. Da. Așa, și după aia, nu? Da? Da. Da, da. Este pe ultimul stâlp și venim de acolo înapoi. La ultimul stâlp este. Venim înapoi și la drum aici acum se încadrează. S-ar putea să fie mai încolo, s-ar putea să fie mai încolo, nu știu, nu. Da, nu mai contează să fie acolo pe ulița. Dacă suntem acolo... Hai că acum nu curge sânge dacă e doi stâlpi unul lângă altul cu lampă. Da, aici partea asta, Bogdana Negoiești, Grbovana, Bogdana Uriță, chiar, chiar spuse. Da, credeam că spui că... Nu, 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 chiar spuse, chiar, chiar ca lumea. Bogdana e Las Vegas, pe cuvântul la drum. Chiar a spus. M-am legat cu subute, m-am. Nu, pe cuvânt. Nu s-a gândit el un cărtun, dar e de ce? Bogdan e toată. Trebuie spus să Bogdan. Trebuie adus. Dacă mulți le adiacenti, au. Nu, nu, nu. Am să vede. Nu mai am și un dependez. Poate s-a mai neglijat. Mai trebuie. Am. Dacă mai dorește cineva să mai... Eu vreau să mă... Încheie ședința. Încheie ședința. Ați plecat. Avem pe domnul Reileanu care vrea să...